Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. Fata șefului poliției din Bacău, dispărută de acasă duminică, a fost găsită. Polițiștii au descoperit-o pe Ana Maria Tuluc în gara din Suceava. Fata șefului poliției din Bacău a dispărut de acasă duminică seara. A ieșit la plimbare și nu s-a mai întors. Iar de atunci până azi noapte nimeni nu a știut nimic de ea. Puțin după miezul nopții, polițiștii aveau să o descopere în gara din Suceava. Agenții au dus-o la secție și apoi au anunțat familia care a venit și a luat-o acasă. Potrivit polițiștilor, Ana Maria Tuluc nu a fost victima niciunei agresiuni în timpul în care a fost plecată de acasă. O minoră de 15 ani din Bacău, care a plecat de acasă la data de 10 aprilie anului curent, a fost găsită de polițiști. La data de 12 aprilie anului curent, în jurul orei 24:10, polițiștii din cadrul postului de poliție transporturi feroviare Suceava au depistat-o pe minoră în gara din localitate. În perioada plecării de la domiciliu, minora nu a fost victima vreunei infracțiuni. Cea în cauză a fost condusă la sediul poliției și ulterior încredințată familiei. De numele lui Adrian Tuluc, tatăl fetei, se leagă cazul crimei din Onești. Acesta a fost găsit vinovat în opinia ministrului pentru că a minimalizat evenimentul și nu a acționat corespunzător. Anul trecut, șeful poliției din Bacău s-a ales în acest caz cu un dosar penal pentru neglijență în serviciu. Intervenție în forța polițiștilor în orașul Voluntarii după ce ambasada Statelor Unite i-a alertat despre o americană ținută captivă. După ce au descins la adresa respectivă, oamenii legii au găsit-o pe femeie, dar și o altă fată ținută ostatică de cei doi bărbați. Aceștia au fost audiați, iar ancheta este în plină desfășurare. Ambasada Statelor Unite la București a fost cea care a sesizat autoritățile din România despre sechestrare după ce Emma i-a trimis iubitului său din America adresa locuinței din Pipera prin intermediul telefonului mobil, iar acesta din urmă a anunțat serviciul diplomatic. În urma perchezițiilor, polițiștii ilfoveni au descoperit în locuință două victime, una dintre ele fiind femeia de cetățenie americană. Mama celelalte fete a declarat jurnaliștilor că este surprinsă că fata ei făcea videochat. Copilul meu e un copil cu minte. Cred că de-aia și are aracolat-o, că a găsit-o prea naivă. Deci anturajul ar fi de vină. Da. Și aia cred că e de-aia, dar acolează. Câți ani are? 20 de ani. E anul 2 la facultate. Anchetatorii au declarat că vila în care se aflau cele două victime aparține fraților Tristan și Andrew Tate, cetățeni britanici. Tristan Tate este fostul iubit al Biancăi Drăgușanu și un personaj celebru pe internet, unde postează imagini în care își etalează mașinile foarte scumpe. Tristan este fost luptător britanic și, alături de fratele său Emery Andrew Tate, s-au mutat în România, unde și-au cumpărat o vilă în Pipera. Aceștia ar fi moștenit de la tatăl lor un hotel în Thailanda, prin intermediul căruia ar fi strâns o avere importantă care s-ar ridica la nivelul milioanelor de euro. Un nou caz de violență în rândul elevilor. Două tinere de la o școală din Bârlad s-au luat la bătaie în timpul pauzei. Incidentul a fost filmat de colegii care s-au distrat pe seama celor întâmplate. În urma acestui scandal a fost deschisă o anchetă. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Din imagini se vede cum una dintre tinere este trasă de păr și apoi împinsă pentru a fi pusă la pământ. Scenele de violență se întâmplă chiar în curtea școlii Nicolae Tonița din Bârlad, sub privirile colegilor care, după cum se aude pe fundal, se amuză teribil de ceea ce văd. Unul dintre ei chiar filmează. Într-un final, unul dintre colegii și-a inima în dinți și intervine să aplaneze conflictul iscat mai mult din joacă, dar care s-a lăsat cu violență. În urma imaginilor apărute în spațiul public, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui spune că în acest caz s-au făcut deja audieri, așa încât diriginta clasei știa despre un conflict mai vechi între cele două tinere. Ancheta în acest caz continuă, mai spun cei de la Inspectoratul Școlar Vaslui, iar sancțiunile impuse ar putea duce chiar la exmatricularea elevelor. Cazurile de agresiune în școli sunt tot mai frecvente. Consiliul Elevilor a dat publicității un raport potrivit căruia 70% dintre elevi au fost implicați direct sau indirect într-un caz de violență sau agresiune. După ce au adoptat pachetul de măsuri de ajutor, liderii coaliției s-au adunat din nou în ședință. Acum pun la punct legea offshore și stabilesc normele de aplicare și procedurile de selecție pentru programul Angel Salini. Gabriela Mihai ne aduce amănunte. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm.
Bun găsit, la această oră este în desfășurare la Palatul Victoria ședința Coaliției de Guvernare, o ședință în care se discută două mari puncte din cadrul programului de guvernare. Vorbim în primul rând despre programul Angel Salini, un program care a fost demarat în urmă cu 6 luni, însă până acum nu s-a implementat acest program. Pentru acest program sunt alocați aproximativ 65 de miliarde de lei și este o dezbatere intensă în contextul în care am văzut că mai mulți primari sunt nemulțumiți pentru că aceștia nu s-ar încadra în aceste condiții pentru a primi fonduri din programul Angel Salini. Deocamdată știm că urmează să fie demarat și programul de selecție al proiectelor depuse de primari. Așa cum v-am spus, sunt primari nemulțumiți din partea tuturor partidelor pentru că aceștia ar vrea să primească fonduri pentru a ajunge la dezvoltare. Pe de altă parte, un alt subiect important care se discută la această oră în ședința Coaliției de Guvernare este subiectul referitor la proiectul de lege offshore, un proiect de lege care știm că se află în Parlamentul României de 4 ani. Au fost proiecte depuse și de socialdemocrație și de liberali, însă nu s-a ajuns la un consens pe forma finală. Tocmai de aceea acum guvernul este cel care finalizează un alt proiect de lege. Conform acestui proiect de lege la care lucrează executivul, știm că urmează ca în momentul în care este gata, adică azi sau mâine, proiectul să fie trimis la Parlamentul României și s-a ajuns la o înțelegere astfel încât statul român să primească 64% din banii pe care îi câștigă prin exploatarea gazelor din Marea Neagră, iar firmele ar ajunge la un procent de 36%. Important de precizat este că Agenția Națională pentru Minereuri susține că în Marea Neagră țara noastră are gaze naturale estimate fiind la 200 de miliarde de metri cubi. Iar în țara noastră ar fi nevoie de un consum de aproximativ 11 miliarde. Acest lucru ar însemna că am avea o independență de gazul rusesc. Așadar, urmează să fie și acest proiect la care lucrează executivul depus în Parlament, iar în momentul în care va ajunge aici în Parlament, proiectul de lege va trece prin procedură de urgență. Mulțumim, Gabi, pentru aceste informații. Panică în această dimineață la Spitalul Bagdazar Arsen din capitală. Un incendiu a izbucnit la acoperișul clădirii în care se află unitatea de primiri urgențe a spitalului, dar din fericire nu au fost persoane rănite. 8 pacienți se aflau în unitatea de primiri urgențe. Cei din personalul medical au văzut fumul ieșind prin acoperișul unității de primiri urgențe și au anunțat imediat pompierii. 13 autospeciale au fost trimise la Spitalul Bagdazar Arseni pentru a lupta cu flăcările. Până la sosirea salvatorilor, cei 7 pacienți s-au autoevacuat, la fel și personalul medical. În jurul orei 7, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, INPO, a fost anunțat cu privire la un incendiu produs la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Bagdazar Arseni. Primele forțe ajunse la cază au constatat că se degaja fum la nivelul acoperișului. A fost realizat un dispozitiv pentru stingerea incendiului. Până la sosirea forțelor de intervenție au fost evacuați 7 pacienți și personalul medical din secția de primiri urgențe. Potrivit pompierilor, incendiul a fost provocat de un scurt circuit la un cablu electric aflat la nivelul acoperișului. Incendiul a pornit de la un cablu electric aflat la nivelul acoperișului secției de primiri urgențe. La acest moment, incendiul este lichidat. S-a intervenit cu 13 autospeciale, dintre care 5 au fost întoarse din drum. 7 echipaje smurt, 3 de star cerări și 3 autostări. Personalul medical a sprijinit
pacientii care se află în secției de primiri urgențe se întâmplă evacuare. În momentul în care forțele de intervenție au ajuns la locul solicitării, s-au format echipe de căutare salvare, au fost cercetate toate zonele, nu au mai fost găsite alte persoane. Pacienții care se aflau în unitatea de primiri urgențe au fost transferați în secția veche. Apelul la 112 a fost făcut de personalul UPU în momentul în care au remarcat un fum alb care era degajat de la nivelul acoperișului din partea dreaptă a clădirii UPU. Nu a existat flacără. A fost doar o degajare de fum alb cu miros înțepător. Clădirea UPU, practic, sau în întregime, nu a fost afectată, doar într-un colț al clădirii. Dar urmează să fie evaluate, de-abia s-a terminat intervenția pompierilor și împreună cu primăria sectorului 4, domnul primar a solicitat firmei sau firmelor care au făcut instalația electrică să intervină rapid și să remedieze tot ce este de remediat. Unitatea are autorizație din septembrie 2021, din momentul în care a fost practic dată în folosință. Pacienții nu s-au autoevacuat, erau 8 pacienți de UPU netransportabil care au fost imediat transferați în cealaltă unitate UPU de către personalul medical al unității de primiri urgențe. Unitatea de primiri urgențe afectată de incendiu a fost inaugurată anul trecut în septembrie. Primăria sectorului 4 a investit 3,5 milioane de euro, iar dotările au costat 16 milioane de lei, bani proveniți de la Ministerul Sănătății și din fonduri europene. Premierul Nicolae Ciucă și ceilalți doi lideri ai coaliției, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor, au prezentat pachetul de sprijin pentru România. Ciucă a explicat că jumătate din cele 17,3 miliarde de lei vor veni din fonduri europene. Discursul liderului PNL a fost urmărit din culise de Ciolacu și Hunor, care le lăsaseră locul liber la tribună miniștrilor PSD. Imaginea de coaliție este una de plină dacă rămâneți aici. Vă rugăm. Premierul Nicolae Ciucă și-a ținut discursul alături de colegii de guvern, dar și sub privirile omologilor săi de la PSD și UDMR, care au vorbit înaintea sa de la tribuna Palatului Parlamentului. Sprijin pentru România reprezintă un pachet de soluții pentru cetățeni și pentru economie. Programul de guvernare în baza căruia am fost investiți de Parlamentul României are în centrul său cetățeanul. Pachetul are o valoare de 17,3 miliarde de lei. Aproximativ 52% din această valoare este asigurată din fonduri europene și, evident, 48% din fonduri de la bugetul de stat. Prim-ministrul Ciucă, aflat în premieră în postura de lider al PNL, a fost și cel care a prezentat pachetul de sprijin pentru companii. 300 de milioane de euro vor fi alocați pentru a sprijini IMM-urile care se confruntă cu dificultăți din cauza efectelor generate de contextul regional. Va fi acordat un ajutor de până la 400 de mii de euro per firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de peste 15% la utilități. Avem în vedere un buget de 200 de milioane de euro pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Firmele de transport vor avea parte de o subvenție pentru carburanți, dar și de un pachet de sprijin. 300 de milioane de lei vor fi direcționate firmelor de transport rutier de mărfuri, de persoane și pentru companiile de distribuție. De asemenea, și fermierii vor primi 200 de milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România și prime de 10% din valoarea produselor procesate. Totodată, 300 de milioane de euro vor fi asigurate ca grant capital de lucru pentru fermierii români. Președintele PSD Marcel Ciolacu a fost cel responsabil cu prezentarea măsurilor de ajutor social. Astfel, coaliția de guvernare a anunțat vouchere în valoare de până la 1 miliard de euro, un sprijin pentru salariații, dar și un salariu minim pentru angajații din agricultură. Venim în sprijinul pensionarilor, familiilor cu venituri mici, prin alocarea 1 miliard de euro sub formă de voucher.
vouchere pentru alimente de bază și vouchere pentru elevi. Valoarea voucherelor pentru alimente va fi de 50 de euro acordate la fiecare două luni celor mai vulnerabile dintre categorii. Marcel Ciolacu a anunțat și sprijinul pentru angajați. Vom veni în sprijinul salariaților din mediul privat prin majorarea de 50% a valorii etichetelor de masă și totuși o altă măsură care vine în sprijinul salariaților, atât a celor din mediul privat cât și public, se referă la zero taxe pentru creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei. De asemenea, o să apară un salariu minim special pentru agricultură, la fel ca cele din construcții. Vrem ca salariul minim în agricultură să fie majorat la 3.000 de lei. În construcții am văzut cu toții că această măsură a funcționat. Liderul PSD se arată optimist că acest plan va relansa economia țării și va aduce bunăstare. În profila greutăților care ne confruntăm, sunt optimist cu privire la viitorul nostru. Avem în față oportunități imense. Putem deveni rezervorul de alimente al Europei. Putem deveni principalul port la Marea Neagră. Putem deveni o destinație pentru investițiile străine care fug din calea războiului. Și putem deveni un lider regional în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. Pachetul Sprijin pentru România va face față acestei provocări. Nu există în acest moment nicio altă alternativă. Așa cum era de așteptat, rata inflației a trecut la două cifre. Potrivit INSE, inflația a ajuns la 10,2%. Cu alte cuvinte, românii scot tot mai mulți banii din buzunare pentru coșul zilnic sau pentru utilități. Și discutăm despre acest lucru chiar acum cu domnul Cristian Păun, analist economic. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața. Era de așteptat o astfel de creștere, însă abia la mijlocul verii era estimată. Iată, a venit mai devreme. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că presiunile pe care le aveam deja asupra prețurilor au fost dublate de alte presiuni. Într-adevăr, războiul pe care îl vedem în momentul de față presează destul de tare și el pe prețuri, dar și măsurile pe care le vedem în guvern astăzi sunt și ele motiv ca această presiune pe prețuri să continue. Vă dau doar un exemplu simplu. Creștem salariul minim în agricultură. Păi dacă tu crești salariul minim în agricultură, salariul ți-l plătește consumatorul care îți cumpără roșiile. El, prin prețul pe care îl plătește, plătește și acest salariu. Ori tu, pe de o parte, vii și crești salariul, adică costul cu care se produc acele roșii, și ai pretenția că nu vrei inflație sau că te supără inflația și dai vouchere pentru a compensa creșterea de preț la roșii, parte venită și prin acest salariu minim care a crescut acum câteva luni și acum din nou crește, mai ales în agricultură. Din punctul meu de vedere, cred că nu tratăm cu seriozitate problema și situația actuală și nu vom găsi soluțiile pe care noi ni le dorim. Cât ar putea să mai crească inflația în lunile următoare, domnule Păun? Prețurile vor rămâne sus, mai ales la energie, de exemplu, la gaz, la utilități, atâta timp cât tu vii ca guvern și preiei pe deficit și datorie diferența aceasta de preț. Noi trebuia în mod normal să lăsăm acești producători de energie, de gaz și așa mai departe să se lovească de puterea de cumpărare a românilor. Nu să venim și artificial și temporar să alterăm puterea de cumpărare a românilor și practic să nu lăsăm piața să se regleze. Piața se regla. Prețurile acestea începeau să aibă o tendință de scădere în viitorul foarte apropiat, mai ales dacă insistam pe producție de energie, de gaz, insistam pe încurajarea producătorilor să producă, nu să le ștergem din creșterea de preț temporar cu subvenții de la bugetul de stat. Nu e corect ce se întâmplă din punct de vedere economic prin acest pachet de măsuri. Chiar și așa, acest pachet de măsuri, iată, se aplică
că familiilor vulnerabile, cele care au, eu știu, 600 de lei per membru de familie venit, dar ce fac cei care au 700 de lei, spre exemplu? Nu se încadrează, dar totuși nu stau bine cu banii. Cum se vor descurca ei? Sau ce fac cei care au 700 de lei și merg la muncă zi de zi pentru cei 700 de lei și cei care au 600 de lei ajutoare sociale deja de la primărie și stau acasă și mai primesc și acești bani în plus de la guvern, e în regulă să se întâmple treaba aceasta? Eu cred că mai degrabă trebuia în primul și în primul rând să-i susținem pe cei care pot să muncească, vor să muncească și încearcă să-și găsească un loc de muncă și pe angajatorii care angajează oameni care nu-și găsesc loc de muncă. În România, din 8-9 milioane de oameni care pot munci, muncesc doar 5. Da, din păcate așa este. Mulțumesc tare mult, domnule Cristian Păun, pentru intervenția în jurnal. Doamnelor și domnilor, continuăm acum știrile. Românii cu rate la bănci mai au de așteptat până să primească undă verde de amânare a ratelor. Coaliția nu a inclus acest lucru pe lista pachetului de măsuri sociale, însă discuția este deschisă, au declarat premierul și ministrul de finanțe. De altfel, economiștii nu văd cu ochi buni o amânare a ratelor pentru români. Mai indicat ar fi o reșalonare a ratelor, spun analiștii. Întrebat despre amânarea plății ratelor cu 12 luni pentru români cu veniturile afectate de criza energetică, premierul spune că acest lucru a rămas în discuție. Este o măsură pe care am discutat-o împreună cu ministrul de finanțe. În acest moment, datele care, pe care am reușit să le analizăm ne-a dus către această decizie la nivelul coaliției să continuăm să analizăm, să vedem cât de benefică este pentru populație și pentru mediul de afaceri. Deci în acest moment este o amânare a deciziei? Este o amânare a deciziei. Completarea a venit de la ministrul Adrian Căciu, care spune că este o decizie ce va fi luată în urma unei discuții cu băncile. Amânarea ratelor nu reprezintă o scutire de rate și de dobânzi, pentru care modul în care la finalul acestei amânări, în contextul de creștere a dobânzilor, ar fi resimțită măsura, ne-a făcut să analizăm în continuare împreună cu sistemul bancar pentru a găsi soluții mai bune pentru cetățeni și mai ales pentru companii. Adrian Căciu zice că prioritară ar fi în acest moment frânarea inflației care duce la scumpirile din piață. Cel mai important în acest pachet de sprijin pentru România este de a încetini rata de creștere a inflației. Iar o discuție asupra amânării ratelor ar trebui să vină mai rapid în momentul în care dobânzile au început să se stabilizeze pentru a oferi totuși o predictibilitate și celor care iau această decizie. Circa 12% dintre români au beneficiat de măsura înghețării ratelor pe o perioadă de 12 luni în pandemie, ceea ce înseamnă 700.000 de români care au fost afectați cu locul de muncă sau veniturile. În acest moment, analiștii economici îi sfătuiesc pe cei care au credite la bănci să discute despre o reeșalonare care să fie în favoarea lor, o măsură mult mai bună decât amânarea ratelor, care peste un an ar fi o povară și mai mare, deoarece valoarea va fi mărită pentru a achita datoriile din urmă, atrag atenția analiștii. Românii care au plătit amenzi pentru formularul obligatoriu de intrare în țară își vor putea recupera banii. Este vorba despre 150.000 de turiști care nu au predat formularul PLF la întoarcerea în țară sau l-au completat greșit. Proiectul de lege este pe masa deputaților, iar în curând românii păgubiți își vor putea așadar recupera banii. Amenda medie în acest caz a fost de 2.500 de lei. De altfel, au existat și mulți români care au dat deja statul în judecată pentru a-și recupera banii. Măsura impusă de autorități înainte de sărbătorile de iarnă de anul trecut a dus la nemulțumirea turiștilor români, care vedeau ca pe o povară că trebuie să completeze formularul de localizare la intrarea în țară. Această măsură exista de altfel în majoritatea statelor Uniunii Europene și era utilă în cazul unei anchete epidemiologice. Până ca autoritățile să anunțe că vor renunța la această decizie, aproximativ 150.000 de români au fost amendați cu sume între 2.000 și 3.000 de lei pentru că nu au completat sau au completat greșit formularul digital de intrare în România. Valoarea totală a amenzilor a fost de peste 300.
sute de milioane de lei, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății. Ulterior, guvernul a îmblânzit această măsură, după ce tot mai mulți români s-au adresat instanțelor. Mulți au acuzat în iarnă că au primit amenzi fără justificare. Însă ieri, Senatul a votat un proiect de lege care prevede că toate aceste amenzi se anulează. Românii care au plătit amenzile vor primi banii înapoi, iar în cazul celor care nu au apucat să plătească, amenzile neplătite nu se vor mai executa. Legea a fost adoptată de senatori cu 105 voturi pentru și niciun vot împotrivă. Proiectul mai are un singur pas, respectiv votul deputaților, iar cei care au plătit amenzi își vor recupera banii. Asociația Municipiilor din România cere guvernului un program predictibil pentru termoficare. Edilio a mai solicitat o implicare mai mare a autorităților locale în realizarea ghidului de finanțare prin PNRR. În acest fel, spun ei, majoritatea banilor din acest proiect pot fi cheltuiți de către primării. Discutăm mai multe cu domnul Călin Bibarț, primarul municipiului Arad. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Să românile, bună dimineața tuturor! Ce înseamnă mai exact un program predictibil pentru termoficare? Cum ar trebui să arate? Bun, acum sunt două aspecte. Dacă suntem oameni gospodari și noi primarii ne considerăm în această categorie, chiar dacă acum e final de sezon rece, știm că iarna va veni din nou. Și primul și primul lucru pe care ni l-am dori ar fi să nu se mai repete ce s-a întâmplat în acest an, adică să nu avem posibilitatea de a ne încheia contracte clare și ferme pe cantitățile de gaz necesare încălzirii, mai ales că statul român la acest capitol față de alte state este cât se poate de bine. Avem firma statului, RomGaz. Ne-am trezit în acest an că doar un singur oraș, respectiv București, a primit contract preferențial, iar ceilalți să ne descurcăm. Evident că e necesar un astfel de contract încă de acum pentru viitorul sezon, cu un preț clar și cu cantitățile necesare. Apoi, aceeași problemă o cam avem fiecare oraș care mai are sistem centralizat, cu plus minus mici diferențe, instalațiile de producere a energiei termice, în marea lor majoritate sunt vechi și trebuie retehnologizate, iar rețelele pe care se face transportul energiei termice, de asemenea, trebuie refăcute. Au două mari hibe, defecte. Unu, sunt supradimensionate, în general, de pe vremea industriilor din anii dinainte de 90 și au pierderi foarte mari. Aceste două componente presupun investiții financiare foarte mari, imposibil de susținut din bugetul unor comunități locale. Și atunci, pe acest domeniu, fie prin Ministerul Dezvoltării, fie prin alte posibilități pe care ni le mai oferă încă bugetele Uniunii Europene, ne dorim lucruri clare, bani siguri și modalități de a le retehnologiza. Cu atât mai mult cu cât un astfel de proces nu se întâmplă, să nu fi neamăgit, nu se poate întâmpla într-un an de zile. Va dura câțiva ani buni ca să vă dați seama să înlocuiești rețelele într-un oraș, doar că trebuie să spargi și să refaci. Și atunci, cu atât mai mult, ne dorim ca lucrurile să fie clare, finanțările asigurate, pentru a avea predictibilitate și aici. Altfel, lucrurile se vor repeta an de an, an de an, iar cumulat, valoric, banii cheltuiți, pierderile, vor fi mai mari decât înseamnă investițiile. Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal, domnule primar. Mergem acum, doamnelor și domnilor, mai departe cu știrile. Euroins, cel mai mare asigurator RCA după falimentul City Insurance, este acuzat de reprezentanții patronatului operatorilor de servicii auto că nu plătește integral despăgubirile și că forțează introducerea unui contract prin care limitează drepturile păgubiților. Discutăm despre acest subiect cu domnul Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața noastră și ascultătorilor noastre. Cât de dese sunt aceste practici? Iată, șoferul merge cu mașina în serviciu la reparație, iar apoi compania plătește doar parțial despăgubirile prin introducerea unui contract prin care limitează drepturile așadar ale păgubiților. Cât de des se întâmplă? Este pentru a doua oră un abuz fără precedent al acestei companii de asigurări Euroins și vă readuc aminte că acum un an și jumătate în urmă inventase faptul că ei nu despăgubesc decât în funcție de salariu minim pe economie și ce venituri obțin în România,
și calculau ei după propriul lor calcul cât trebuie să despăgubească, nu conta cât, care este valoarea de reparație a mașinii. Astăzi, de pe data de întâi, asistăm la o nouă cerere de despăgubire inventată de către acest asigurator, în care, bineînțeles că omonești și scrie foarte mic fel și fel de articole, semnează și dacă în această cerere specifică că dacă el despăgubește asiguratorul, vă dau un exemplu, 5 lei, păgubitul nu mai are dreptul să ducă nici în instanță sau să se îndrepte împotriva lui pentru recuperarea diferenței. Vă dați seama până unde am ajuns. Noi ne-am făcut datoria și ieri am anunțat autoritatea de supraveghere financiară. Deja sunt câteva mii de pe data de întâi până acum de dosare deschise și păgubiții au semnat aceste cereri, deci o problemă în plus. Probabil că astăzi autoritatea de supraveghere financiară sau cel târziu mâine va stopa acest abuz al acestei societăți de asigurări. Mai sunt și alte societăți în afară de Euroins care practică acest lucru? Astăzi nu știm decât de această societate. Bineînțeles că toate societățile de asigurări, știți foarte bine, în baza legii 132/2017, doar încasează, iar când vine vorba de despăgubiri, încasează o mare parte dintre aceste societăți de asigurări, plătesc o parte din ea, 30%, 40% din valoarea daunei, restul te trimite în instanță, te judeci 2-3 ani, pățim cum am pățit cu City Insurance, am intrat în faliment, acum oamenii și serviciile sunt la fondul de garantare și așteaptă să fie despăgubiți tot așa cu o mică parte, pentru că ei au plătit în instanță taxe de timbru, avocați, aștia nu se mai pot recupera niciodată. Așadar să fim foarte atenți în momentul în care semnăm contracte cu diferite companii. Prin intermediul dumneavoastră aș sfătui cei care deschid dosare de daune azi, mâine la Euroin să nu semneze aceste cereri sau să le citească foarte bine, pentru că probabil, sigur, mai mult ca sigur, ASF-ul va stopa acest abuz astăzi sau mâine. Mulțumesc tare mult, domnule Ștefănescu, pentru intervenția în jurnal. Doamnelor și domnilor, continuăm acum jurnalul. Europa caută soluții pentru a înlocui gazul rusesc și România este dependentă de importuri, astfel că de la București se fac calcule pentru a importa gaz lichefiat. În acest context, ministrul Energiei a anunțat că există interes cu privire la importurile de gaz lichefiat din Israel prin Egipt. Discutăm mai multe despre acest lucru cu profesor dr. Ionuț Pulica în direct alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața! Ce ar însemna pentru România importarea de gaz natural lichefiat din Israel? Cam care ar fi costurile? Nu e vorba aici de costuri deocamdată, de costul efectiv al gazului și de faptul că pentru ca să import gaz natural lichefiat trebuie un terminal în care vaporul cu gaz lichefiat, și există o serie întreagă de vapoare de genul ăsta în lume acum, să vină și să descarce gazul natural lichefiat în terminal și de acolo mai departe în rețeaua națională de distribuție a gazului, de transport și distribuție. Deocamdată nu avem un asemenea terminal. Au fost de mult timp, de câteva ori, în, dacă vreți, istoria ultimelor 25 de ani, ideea de a construi un terminal la Constanța pentru gaz natural lichefiat. Pe vremea aia se vorbea de gaz din Algeria, din Libia la momentul respectiv. Pe urmă, gaz natural lichefiat peste Marea Neagră din Azerbaijan, Georgia. Evident, în condițiile date, ideea este foarte bună. De altfel, nu știu dacă Egiptul are un terminal de gaz natural pentru export. Dar nu e o idee care să rezolve acum lucrurile, e bine de urmărit, însă e pe termen mediu și lung și, bineînțeles, necesită niște investiții care, a căror recuperare se va regăsi, evident, în prețul gazului, în momentul când vor intra în funcțiune. Așadar, nu putem să ne așteptăm că vom plăti mai puțin facturile. Nu pentru moment, pentru că deocamdată nu avem cu ce să, unde să descărcăm gazul natural lichefiat. Când... există terminale în Lituania pentru gaz în Statele Unite, există multe terminale în Spania
care primește gaz, dar nu au conducte, de exemplu, de în Spania, care să ducă gaz către, în cantități mari, către Uniune, către restul țărilor din Uniunea Europeană. Cam în cât timp ar putea avea România un astfel de terminal? Este o chestiune de sincronizare cu Israel și Egipt pentru terminalul de export de la ei cu terminalul de import de la noi. E vorba de niște ani de zile, 2-3 ani în cel mai bun scenariu, ca să zicem așa. Așadar, în 2-3 ani am putea spera și noi la facturi mai mici la gaze. Orice sursă suplimentară de gaz natural pe care o avem este binevenită și trebuie să ne facem o strategie clară de unde, cum și așa mai departe, în ce condiții lichefiat prin conducta Grecia-Bulgaria-România și în orice alte feluri. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru intervenția în jurnal, pentru toate aceste precizări. Noi atacuri au avut loc în regiunile Donetsk și Luhansk în Ucraina. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky le-a cerut ucrainenilor să se pregătească pentru operațiuni și mai mari ale Rusiei în estul țării. Detaliem subiectul după pauză. Revenim imediat. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, este cea de-a 48-a zi de război. Bombardamentele ruse au continuat în estul și în sudul Ucrainei. Guvernatorul din Luhansk spune că niciun oraș din regiune nu a scăpat de atacuri, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky le-a cerut ucrainenilor să se pregătească pentru operațiuni și mai mari ale Rusiei în estul țării. Trei persoane au fost ucise și 8 civili au fost răniți luni în urma atacurilor ruse asupra regiunii ucrainene Donetsk din estul țării, a anunțat guvernatorul regiunii Pavlo Kirilenko. Președintele Volodymyr Zelensky atrage atenția că soldații ruși au lăsat capcane peste tot în urma lor. У північних районах нашої країни, звідки вигнали окупантів, продовжуються безпекові роботи. Передусім це розмінування. Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч небезпечних предметів. Це і снаряди, які не вибухнули, міни, розтяжки. Щодня знешкоджуються не менше декількох тисяч таких предметів. Окупанти залишили міни усюди, в будинках, які захоплювали. Просто на вулицях, у полях. Вони мінували майно людей, мінували машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Aproape 4400 de civili au fost evacuați ieri prin coridoarele umanitare, inclusiv 556 din Mariupol, a anunțat vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuc. Cât despre crimele comise de ruși, peste 10.000 de civili au murit în orașul Mariupol de la startul invaziei, a anunțat primarul Vadim Boicenko. Luptătorii regimentului Azov, care apără orașul port Mariupol, au anunțat că trupele rusești ar fi lansat aseară un atac chimic cu substanțe necunoscute. Potrivit acestora, o dronă a împrăștiat produsul chimic asupra orașului, afectând atât militari cât și civili. Marea Britanie a anunțat o anchetă în acest caz. La scurt timp, persoanele afectate au avut probleme de respirație și pierdere ale echilibrului. Potrivit presei ucrainene, dacă informația se confirmă, ar fi primul atac chimic cunoscut efectuat de armata rusă de la declanșarea invaziei. Președintele Zelensky a atras atenția liderilor mondiali că în această situație ar trebui un plan clar împotriva agresiunii ruse. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше. Marea Britanie a reacționat deja și s-a angajat să verifice informații despre eventuala utilizare a armelor chimice în Ucraina de către forțele ruse la Mariupol. Informații indică faptul că forțele ruse ar fi folosit agenți chimici într-un
atac asupra populației din Mariupol. Lucrăm de urgență cu partenerii noștri pentru a verifica informațiile, a declarat Liz Truss pe contul său de Twitter. Potrivit lui Andrei Bilețchi, fondatorul batalionului Azov, 3 persoane au fost otrăvite acolo cu o substanță toxică necunoscută. Reprezentantul armatei separatiste la Donetsk, Eduard Basurin, a afirmat că trupele care asediază Mariupol ar putea recurge la trupe chimice care vor găsi o modalitate de a scoate cârtițele din gaura lor, cu referire la soldații ucraineni baricadați. Orice utilizare a acestui tip de arme ar constitui o escaladare bruscă în acest conflict și îi vom cere socoteală președintelui rus Vladimir Putin și regimului său, a mai spus șefa diplomației de la Londra. Uniunea Europeană este gata să susțină în continuare Ucraina din punct de vedere militar. Este mesajul transmis de către Joseph Borrell, înaltul reprezentant al Uniunii pe politică externă. Oficialul european a făcut promisiunea pe fundul refuzului unor state membre UE și chiar NATO să trimită ajutor militar semnificativ. As you know, we have mobilized more funding from the European Peace Facility and we are ready to continue supporting Ukraine on the military side. Mariupol is a martyr city, but what is going to happen in the Eastern Front makes us much more ready to continue supporting Ukraine. Înaltul reprezentant pe politică externă a cerut și statelor membre UE să trimită Ucrainei armamentul cerut de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Acesta cere de săptămâni bune armament greu, mai ales tancuri și sisteme de apărare antiaeriană. Astfel de sisteme au fost livrate în cantități limitate de către unele state europene, însă tancuri au fost livrate doar de către Cehia. Asta deși mutarea războiului în estul Ucrainei necesită multe vehicule blindate. Înaltul reprezentant pe politică externă a făcut solicitarea și în contextul în care unele state membre UE încă refuză să acorde Ucrainei ajutor militar consistent. Germania trimite doar echipament defensiv și rachete antitank, însă refuză să trimită alte tipuri de armament, pe motiv că nu dorește escaladarea conflictului. Iar Austria și Ungaria nu oferă niciun fel de ajutor militar, nici măcar defensiv. Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene s-au întrunit la Luxemburg pentru a discuta un nou pachet de sancțiuni care să fie impus Federației Ruse. Printre temele de discuție s-au numărat și susținerea Ucrainei și a Republicii Moldova, dar și atrocitățile comise de armata rusă în localitățile ucrainene pe care le-a avut sub ocupație. Pe parcursul negocierilor anterioare, principalul motiv de dezacord dintre statele membre a fost energia importată din Rusia. Miniștrii de externe ai statelor membre UE s-au întrunit din nou pentru a discuta pe tema războiului din Ucraina. Cap de afiș au fost un posibil nou pachet de sancțiuni care să fie aplicate Rusiei și modalitățile de ajutorare a Ucrainei. Express the availability of Romania to continue discussing more sanctions to be adopted in order to increase the pressure on the Russian authorities. It is very important to express Romania's full support for the ICC and for the swift investigation by the prosecutor of the court of the crimes of war, crimes against humanity committed in the territories occupied by Russia during the aggression. Decizia Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni Rusiei vine pe fondul unei intensificări a luptelor din estul Ucrainei și Ucraina a cerut impunerea de noi sancțiuni. O zabezpečujemo maksimalnu uvagu svitu do naših potreb. Впливаємо на глобальну дискусію, пропонуємо і просуваємо нові санкції проти Російської Федерації, обґрунтовувати сильніші санкції проти Російської Федерації, щоб була відповідальність, щоб була справедливість. Cel de-al șaselea pachet de sancțiuni a fost stabilit la doar câteva zile după adoptarea unui alt set de măsuri care au lovit preponderent în sectoarele energetic, bancar și naval rusești. Mai multe state membre cer însă un embargo total pentru Rusia. Asta ar însemna ca Uniunea Europeană să nu mai importe gazul și petrolul rusesc de care o parte dintre statele membre sunt dependente. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a obținut aproximativ 27,3 miliarde de dolari de pe urma vânzării de produse energetice către unele țări ale Uniunii Europene. Principalii clienți ai Rusiei sunt Italia, Austria, Ungaria și mai ales Germania.
Oamenii torturați, înecați sau împușcați doar pentru că dețineau un radio sau un telefon. Asta a lăsat în urmă armata rusă în localitățile din care s-a retras. Pentru a-și salva copiii, unii ucraineni au reușit să-i mituiască pe soldații ruși, iar alții au stat în beciuri cu săptămânile, în timp ce în casele lor locuiau militarii ruși. În localitatea Andrivka, unii localnici au dat mită $1,000 soldaților ruși pentru a nu le fi împușcați copiii. Cu toate acestea, trei localnici tineri au fost executați doar pentru că dețineau un telefon mobil sau un radio. Russian soldiers came to our house with machine guns in their hands, says Anatoly Ivanovich. Do you have a telephone, they asked, a radio? If you did, they'd shoot you. În localitatea Andrivka, din apropiere de Kiev, armata rusă a distrus toate casele. Unii localnici au fost nevoiți să se adăpostească timp de aproape o lună în beciuri, uneori chiar în timp ce soldații ruși locuiau deasupra lor. Însă autoritățile ucrainene descoperă zilnic semne ale atrocităților în jurul Kievului. They tortured them, threw them in the water. You can see where they threw them. Animals, beasts. There's no other way to say it. Cum o ofensivă majoră rusă este anticipată în est, mulți oameni aleg să plece. În Kramatorsk, situat foarte aproape de linia frontului, gara este în continuare plină, în ciuda atacului cu rachete efectuat de Rusia în urmă cu câteva zile, iar marea majoritate a oamenilor aleg siguranța parțială oferită de orașul Lviv. They don't have souls, I think. And they don't think that we are people. Peste 10 milioane de ucraineni au fost până acum forțați să-și părăsească locuințele din cauza războiului. Potrivit datelor ONU, peste 4,5 milioane dintre aceștia au părăsit deja Ucraina. Cei mai mulți refugiați s-au dus în Polonia, România, Ungaria, Republica Moldova sau Slovacia. Cancelarul Austriei a fost primul lider din Uniunea Europeană care l-a vizitat pe Vladimir Putin la Moscova de la începutul războiului. Anterior, liderul austriac trecuse pe la Kiev, unde a văzut ororile comise de armata rusă în Ucraina. Întâlnirea față în față dintre cancelarul austriac Karl Nehammer și președintele rus Vladimir Putin la Moscova nu a fost o vizită amicală, a transmis șeful guvernului de la Viena printr-un comunicat oficial. Nehammer a spus că discuția cu liderul rus a fost foarte directă, deschisă și dură. Relațiile între Viena și Moscova sunt complexe. Unii spun chiar contradictorii din multe puncte de vedere. Este stat membru al Uniunii Europene, care are într-adevăr abordări sofisticate din multe perspective, unele dintre acestea incluzând și Federația Rusă, dar inclusiv pe palierul economic. Dar cancelarul se duce cu un mesaj cât se poate de clar. Din punct de vedere moral, cancelarul austriac a spus Federația Rusă a pierdut război. Cancelarul austriac a adăugat că cel mai important mesaj pe care l-a transmis lui Putin a fost că războiul din Ucraina trebuie să se încheie, deoarece într-un război există doar învinși de ambele părți. De asemenea, liderul austriac a spus că a vorbit cu omologul său de la Kremlin și despre crimele comise de armata rusă și descoperite după retragerea de pe frontul de nord al Ucrainei. Nimeni nu cauționează astăzi ceea ce se întâmplă în Ucraina, ceea ce se descoperă că s-a întâmplat în Ucraina în urma acestei invazii. Și mai ales, Austria nu se va alătura vreunui tip de sistem de garantare internațională a unei înțelegeri din care Federația Rusă să iasă cu fața curată. Și pentru ultimele date despre vreme, mergem chiar acum la Georgiana Grădinaru. Bună dimineața, Georgiana! Avem parte de vreme ceva mai bună astăzi, ne mai așteptăm și la ploi? Bun găsit, Luiza, bun găsit, domnilor și domnilor. Pare că vremea este mai bună, într-adevăr, măcar avem soare, vor fi ploi astăzi cu siguranță, dar vremea se încălzește treptat. Spre sfârșitul săptămânii va fi mai bine. Revin cu mai multe informații imediat. Te ascultăm! Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi vremea se anunță puțin mai caldă decât ieri. Vor fi maxime de la 6 și până la 17 grade. Ceva mai bine se anunță vremea în regiunea Olteniei, unde termometrele pot arăta până spre 19 grade. Vreme plăcută ca aspect va fi mai ales în vestul și sud-vestul țării, aici unde cerul va fi mai mult senin. Dar în rest vor fi înorări trecătoare și ploi pe arii restrânse. Totodată vântul va avea intensificări, în special în zona montană înaltă, dar și în Moldova, Dobrogea, în zona Munteniei și în Transilvania. În capitală astăzi,
astăzi, vremea a început cu soare astăzi, dar vor fi ceva norări în perioada ce urmează și este posibil să mai plouă sâla pe parcursul zilei, așa ne spun meteorologii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, diminețile și nopțile rămân rece deocamdată, mâine dimineață se vor înregistra în jur de 0 grade, va fi chiar mai rece decât dimineața precedentă. Și la munte vremea se anunță mai rece decât de obicei, iar aici vântul va accentua senzația de frig. Pe crestele Carpaților meridionali vor fi intensificări ale vântului, iar în regiunea Carpaților oriental și în estul Carpaților meridionali sunt anunțate precipitații sub formă de lapoviță și mai mult din soare. În zilele ce urmează, vremea se mai încălzește treptat. Miercuri vor fi de la 10 și până la 20 de grade. Cerul va fi variabil spre senin în cea mai mare parte a țării. Norii se mai risipesc, doar prin regiunea sud-estică vor mai fi ceva norări și condiții ca trecător să plouă. Însă vântul va mai căpăta putere în zona montană înaltă, în Carpații meridionali, Carpații de curbură vor fi rafale de 55-65 km pe oră și din nou se va simți prezența vântului în Moldova, Dobrogea, în regiunea estică a Munteniei și prin zona centrală. În capitală mai câștigăm un grad, vor fi maximum 18 grade, dar mâine se anunță soare. Mai cald va fi joi, atunci când în cea mai mare parte a țării temperaturile vor depăși mediile climatologice ale perioadei. Sunt anunțate între 15 și 21 de grade. Aspectul vremii va fi plăcut peste tot, va fi soare. Ceva norăți sunt anunțate de-abia în partea a doua nopții și doar în regiunea sud-vestică. Șansele pentru precipitații sunt destul de mici, așadar de-abia de joi ne putem bucura de vreme ca de primăvară, așa cum tot sperăm de la începutul săptămânii. Vântul se va mai domoli în cea mai mare parte a țării, prin regiunea estică, sud-estică, trecător se va intensifica. Acestea au fost informațiile, zi bună în continuare, vă doresc! Final de jurnal, doamnelor și domnilor, ne revedem în doar câteva minute la știri, rămâneți alături de noi!